Deja țin de 7 luni, trebuie dat așa cum vedeți, doar noaptea, cu lumânări, cu plâns, cu de tot. Copiluțul meu, eu am fost eu la lucru acolo, la un metru de mine a murit copilul la Iecea Mare acolo. Doamnă, cum este? Vedeți poza băiatului dumneavoastră în fiecare zi? Zilnic plâng. Nu dă Dumnezeu drăguțul o zi să nu plâng. Mă credeți? Uitați-vă cum am ajuns, că mi s-a dus copilul. Nimeni nu zis absolut nimica. Cum spuneți dumneavoastră? Mă înțelegeți? Nu știți nimica, așa nu știm noi. Un polițai, nu aia, nu Hailantă, nu. Foarte greu. Eu folosesc metodul de el, că n-am murit. N-am putut să-l scot cu mâinile afară din pământ acolo. N-am putut să-l scot afară. L-ați văzut în momentul în care a fost înghițit de pământ? Exact, eu am fost la un metru de el. Eu am urcat, el a coborât și când m-am întors, nu l-am văzut. Ce ați făcut atunci? Am nebunit. Pe loc. Am încercat cu mâinile, n-am mai știut ce să mă fac. După aia m-am trezit în salvare, la SMURD. N-am mai știut nimic de mine. Era să mor și eu. M-au trezit cu dinelea, cu popul de alea pe mine și m-au trezit doctori. După o oră jumate l-au scos din pământ. O oră și 35 de minute au durat. Pentru ce au durat atâta? Atâta pământul o căzut pe copilul meu. Părinții lui Cristian, băiatul de 27 de ani care a fost îngropat de viu sub tone de pământ, nu mai au liniște. Tatălui Cristian, care lucra împreună cu el la Iecea Mare în ziua nenorocirii, și-a văzut copilul cum este înghițit de pământ. Acesta spune că lucrau la execuția unei canalizări fără niciun fel de protecție. De aproape un an de la moartea băiatului, nimeni nu-i caută, spun părinții. Nu știu cine va plăti pentru moartea băiatului lor. Piciorul meu scump și drag, e murit nevinovat, tată, las că Dumnezeu face dreptate cu băieții ăștia, flaul tău. Dumnezeu face dreptate cu băieții ăștia. Să spună numai adevărul. Numai adevărul să spună. Să nu zic altceva, numai adevărul să spună. Și cât s-au lucrat fără protecții și cât s-au lucrat, câte străzi fără protecție, adevărul să spună. Să nu minte, atâta le doresc din toată inima mea. Să spună adevărul. Adevărul. Și v-am spus, noi nu ne trebuie nimic. Ce dă justiția? Ce dă legea? Ce dă legea? Să fie plătită. Viața la copilul meu vreau să fie plătită. Altceva nu vreau. Și dreptate, v-am spus. Dreptate. Și dacă cineva minte, am spus cu mine în rând. Detectorul de minciuni. La detectorul de minciuni. Altceva nu vreau. Să iasă totuși la ideală. Să mă vă spun ceva. Acolo am lucrat 10, 15, 20. Am lucrat 5 în echipă. Am fost eu, băiatul, Sergiu și Ionuț de la Zimbolea. N-am fost mult în echipă, care le cheamă să iasă martori mincinoși. Ea nu știe ce s-a întâmplat, că eu am fost acolo și băieții a 5, numai noi am fost. Mai multe despre cazul morții băiatului de 27 de ani, pentru care se pare că cel puțin până în prezent nu plătește nimeni, aflați de seară de la ora 21 pe Europa Nova.